Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru în Sfânta Scriptură despre cum să o interpretăm și astăzi avem subtitul Limbaj, Text și Context. Ne aducem aminte că Biblia este o carte care a fost scrisă cu scopul ca să fim eliberați de autoamăgirea în care ne naștem. Ea este cartea care ne aduce înapoi ca să putem servi lui Dumnezeu în mod altruist. Ea este cartea prin care noi comunicăm cu Dumnezeu, adică E hrana noastră pentru Spiritul nostru. Pentru că dacă nu avem pe ea, nu avem hrana pentru Duhul nostru. Ea are un conținut și conținutul Ei ne hrănește. Ea ne arată originea lumii, originea omului. Ea ne arată cauza cu care omul vine pe pământ, ce s-a schimbat în El când a căzut în păcat. Urmările schimbării interne, cum poate fi salvat și. Timpul și procedurile necesare salvării omului. Toate acestea trebuie să le extragem din scriptură, cum am văzut prin interpretare. Și ne trebuie un, o măsură indiscutabilă, care trebuie să fie legea lui Dumnezeu, care stă la baza tuturor lucrurilor. Și dacă până acum n-ați înțeles despre ce lege e vorba, mă rog, uitați-vă, este acea lege de bază că nimic nu poate să existe de la sine și mic n-a fost făcut pentru sine. Totul trebuie să preia întâi ca apoi să dea. Și acum întrebarea se pune astăzi, este limbajul sau limba sau textul un element obiectiv de interpretare sau subiectiv? Trebuie să cunosc limba ebraică și greacă ca să pot înțelege Sfânta Scriptură? He, eu sper că nu vă trebuie cuțit și furculiță ca să mâncați. E bine când le ai în anumite culturi, dar am fost și în țări în care nu există cuțit și furculiță și totuși oamenii se hrănesc și chiar bine. Și mănâncă totul cu mâna. De ce? Pentru cei care au cuțit și furculiță, le fi un ajutor. Dar nu au pentru aceasta un avantaj. Pentru că și cel care nu cunoaște limba ebraică și greacă, poate și trebuie să înțeleagă Scriptura el însuși. De aceea ne aducem aminte cum lucrează omul. Deci, omul este făcut din două bucăți, dintr-o noua fizică, din trup și din Spirit sau Duh, și împreună ei fac Sufletul. Și Duhul, prin deciziile sale, el pune în mișcare trupul, ceea ce iese din Duh, intră în trup. Dar, evident, că Duhul trebuie să se hrănească de undeva și el are o intrare, și acolo, la intrare, el preia din atașament, pentru că nu ai cum să iei o informație care nu vine de la cineva. Va trebui să o iei de la cineva. Informația nu este persoana și persoana nu informația, dar nu se pot separa una de alta în sensul să zici: "Apoi informația iei de la persoana asta, dar eu mă încred în persoana cealaltă." Nu merge. Persoana care dă cuvintele, care dă informația și eu o preiau acea informație în acea mă încred, fără doar și poate. Deci, informația care o preiau vine de la o persoană și sunt doar două persoane la care poate să vină. Dumnezeu sau satana. Și dacă eu preiau o informație crezând că ea trebuie să aibă să fie adevărul, crezând că este adevărul și o preiau de la satana, eu preiau o minciună și automat mă încred și fac voia satanei. N-ai încotro. De aceea lupta în tot universul a fost întotdeauna doar despre adevăr și minciună. Și toată problema omului este că nu cunoaște adevărul. De aceea Dumnezeu ne dat legea care Biblia spune este adevărul. Și acum adevărul trebuie să știm. El procede de la o persoană și el încă însă nu este persoana. Și atunci o să zic unii și zice, da, Isus zice că El este adevărul, El este calea și El este viața. Da? El a făcut toate acestea și avem nevoie de El. Da? Pentru că El s-a dat pentru noi, dar este informația Lui pe care o dă, care este trupul său și sângele său. Nu? Dumnezeu este adevărul, dar adevărul nu este Dumnezeu. Pentru că informatorul și informația sunt două lucruri diferite. Dar pentru că vin din acea persoană, atunci ea, persoana poate să zică eu sunt adevărul. Pentru că ea reprezintă, cum să zic, educă adevărul. Iisus a zis așa ucenicilor săi când și-a luat rămas bun de la ei, a zis, mergeți și învățați pe toți ceea ce v-am învățat eu. Nu? N-a zis, duceți-mă pe mine. Deși creștinii au fost numiți în Antiohia prima dată creștini, pentru că foloseau numele Lui Hristos. Da, pentru că foloseau informația Lui Hristos. Deci, informatorul și informația. Sunt două lucruri diferite. Nu putem să le separăm unul de altul, de aceea Iisus poate zice că eu sunt adevărul, calea și viața. Pentru că de la el procedă aceste lucruri. Dar sunt cuvintele lui, zice el, care sunt duh și viață. Și cuvântul prei din el. Nu e el. Deci un duh, cum avem și noi, cum este Lucifer și multe alte ființe din Univers. Trăiesc din cuvinte, trăiesc din informație. Și acea informație să fie adevărul. Și acum, singura posibilitate ca să preluăm o informație neadevărată este să credem o minciună ca un adevăr. Și atunci, dacă nu ai parametrul adevărului în fața ta, vei prelua o minciună ca adevăr și ea te va distruge ceea ce vedem astăzi în această lume, în care minciuna e crezută ca adevăr și este crezută de la cel mai mare până la cel mai mic, de la teologul cel mai mare până la cel mai simplu membru al bisericii sau al bisericilor. Credem, se crede, o să zic, credem, se crede o minciună ca adevăr. Și ca atare trebuie tot să reacționeze asemenea a ceea ce ei cred. Și frica este o dovadă că crezi o minciună. Dumnezeu ne-a dat niște efecte după care putem să vedem. Boala este o dovadă că crezi o minciună. Când ești debusolat, când nu știi calea, îți dai seama că crezi o minciună. Pentru că adevărul face slobot. Dar vedeți, oamenii care erau în timpul lui Hristos, în Ioan 8, ei ziceau, noi suntem copiii lui Avram. Nu, copiii lui Dumnezeu chiar au zis mai târziu. Nu suntem fără, fără tată. Și Iisus zice, da, sunteți fiii lui satana. Pentru că faceți lucrările lui. Vedeți, la ieșire din noi, ceea ce face trupul, se vede ce intră. Pentru că tot ce intră trebuie să și iasă. Avem cum să o, să o nu facem. De aceea, Iisus a știut clar: Cel care face nedreptate, mănâncă nedreptatea. Nu merge altfel. Pentru că din noi nu putem scoate nimic. Noi doar prelucrăm o informație. De aceea este absolut necesar să cunoaștem adevărul și să știm cum a apărut. Minciuna. Deci minciuna a apărut în satana și vei vedea imediat cum. Dar întâi, adevărul este o informație pe care numai Dumnezeu o poate crea. Am văzut aceasta și am făcut acum un tablou, ceva vizual a adevărului. Poza asta cu multe uh, cuburi, cu cifre mari și mici, cu culori de diferite, unele sus, unele jos, este adevărul. Am încercat câte complex să prezint adevărul. Și acum, asta e creația lui Dumnezeu. În, în tot ce a creat Dumnezeu există această ordine. Ceea ce e la început e la început, ceea ce e în mijloc este la mijloc, ceea ce e la sfârșit e la sfârșit, ceea ce e sus e sus, ceea ce e jos e jos. Nimeni nu poate să schimbe acest lucru, pentru că în momentul când ai schimba, ar deveni minciună. Lucifer, satana, deci el nu poate să creeze ceva nou. Minciuna nu este o creație. Minciuna este doar o schimbare a ordinii în adevăr. Deci dacă nu știi adevărul, el îți, îți aduce lucrurile într-o ordine greșită. Haideți să luăm. Ordinea numărătoare. El doar pune doiul în fața la unu. Și deja, din adevăr, s-a făcut minciuna. El schimbă mărimea. Șaptele, l-ați vedet, aici este mare, aici este mic. Optul e mic, aici e optul mare. El schimbă ce e mare, face mic. Ce mic, face mare. Ce important, pune mai în urmă. Ce mai puțin important, pune în față de tot important. Și deja a devenit minciună. Ce este sus, el este înlocuit cu e ce este jos. Vedeți, unul sus, șaptele jos. El a inversat ordinea. El omite o parte. Spui un adevăr pe jumătate, e minciună. Cum a zis-o Avram, ce soția lui era și sora lui. Nu? Dar n-a zis că e și soția lui. El taie o parte din adevăr și astfel adevărul devine o minciună. El combină două lucruri care nu se pot combina. Aceasta este o strategie fantastică a celui rău. El face imposibil posibil. Și putem să continuăm, dar câteva idei care vreau ca să le prindem, să înțelegem. Minciuna este doar o schimbare a ordinea adevărului. nu este ceva nou. Adică este nou în sensul că schimbă ceea ce a creat Dumnezeu, dar ea este doar, nu este o creație. E doar o răstălmăcire. Și dacă el s-a făcut experta, s-a făcut expert în stărmăcirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că el n-are nimic împotrivă ca să citești Biblia. Da, să ți-o pune în față. Atâta timp când n-ai habar cum să, cum o digeri, cum să extragi informația, adevărul din ea. Poți să o citești de la cap la codă. Pot iar să știi pe de rost, cum știi unii multe texte și nu o să te folosească la nimic. Pentru că trebuie să le digeri, trebuie să le extragi informația, cum am văzut data trecută. Acum, vreau câteva principii din creația, din adevărul lui Dumnezeu, să le știm odată pentru totdeauna și să nu le dăm la o parte. Adică, în zilele acestea din urmă, ele sunt absolut necesare. Ce nu va cunoaște adevărul, va fi nimicit. Va pieri, dar nu va pieri din cauza că cineva l-a păcălit, pentru că el s-a opus să creadă adevărul, s-a opus să-l cerceteze, s-a opus să-l aprofundeze, s-a opus, n-a avut iubirea de adevăr. Și să știți, sunt mulți care astăzi sunt mai puturoși, ei nu vor să studieze, ei se dau mulțumiți cu lucrurile superficiale. Ei bine, ei nu vor avea nicio șansă, pentru că numai cine va sta pe adevăr. Nu va fi dărămată casa lui în timpul furtunii. De aceea, legea a lua este întotdeauna înainte de a da. Niciodată acest lucru nu se poate inversa. Satana a inversat-o. Noi dăm ca să primim. Toate relațiile așa sunt dăm ca să primim. E cumplită inversarea, și nici măcar oamenii nu-și dau seama că ei nu pot să dea nimic înainte. Ca să ia ceva. Cauza este întotdeauna înaintea efectului. Nu, astăzi efectul vine înaintea cauzei. Duhul este întotdeauna înaintea trupului. Ce facem astăzi? Nu. Trupul este înaintea Duhului. Sau sensul este întotdeauna înaintea sănătății, a vieții. Noi ce facem? Punem viața, sănătatea, Înaintea sensului. Ce vine întâi? Inspirația sau expirația? Evident, nimeni nu poate să schimbe acest lucru. Inspirația, inalarea vine înaintea expirației. Satana, dacă ne nu știm ordinea, ne va fenta. Neprihănirea sau justiția este întotdeauna înainte de toate lucrurile. Niciodată nu se poate călca un, un, principiu just cu o viață, cu un virus sau cu ce, ce vrem noi să o călcăm. Nu există. Justiția este întotdeauna înaintea de orice lucru. Ceea ce a fost întâi rămâne întotdeauna înainte și mai mare decât ce vine după aceea. Dumnezeu a fost întâi. N-a fost celula întâi și din ea s-a făcut omul. A fost Dumnezeu întâi și El rămâne întotdeauna primul și mai mare. A fost Părintele întâi înaintea copilului. Nu va fi niciodată copilul mai mare decât Părintele. Nici nu se poate. Săptămâna este mai mare decât luna. Ea a fost făcută înaintea lunii. Individul este mai mare și vine înaintea societății. Societatea nu poate să vină înaintea individului. Dar noi toate astea astăzi le inversăm și credem că suntem în adevăr. Să știți, lumea este păcălită de la cel mai mic până la cel mai mare. E cumplită la și nu este văzută. Satana a lucrat cu succes. Și totuși, Dumnezeu ne mai dă o șansă să vedem adevărul care El a descoperit în Scriptura Lui. Iau doar un cuvânt din Scriptură care este adus carne sau fire pământească, câteodată și fire păcătoasă. Este folosit de, 150, de mai mult de 150 de ori în Noul Testament. Și ce poate să înseamnă acest cuvânt sarx? în greac. El poate să însemne carne, partea moale a corpului fără piele. Ea poate să fie mâncarea de carne, carne unui animal ca hrană. Ea poate să însemne corpul ca un întreg, trupul sau un cadavru. Poate să însemne rude, adică suntem din același neam. Isus a făcut carne și sânge, s-a făcut același neam cu noi poate să însemne întreaga ființă umană ca suflet, duh și trup împreună, da? Când vorbești, nu m-am dus să mă consfătuiesc, a zis Pavel, cu carne și cu sânge. Să înseamnă, nu m-am dus să mă sfătuiesc cu oamenii, da? Să la întreaga ființă. Sau este doar natura păcătoasă, adică atitudinea care vine din identitatea greșită. Deci, acum când citim Biblia, Evident că nu o citim în greacă. Eu n-am învățat greaca și nici braica și nici nu trebuie. Dacă aș fi avut-o, poate aș fi avut un anumit avantaj, dar n-am nevoie de furculită și de curțit ca să mănânc. Pot să mănânc și cu mâna. Pentru că hrana contează, nu cu ce mănânci. E așa? De aceea a trebui să, de... să scot hrana din acest cuvânt, din aceste texte. Și va trebui să știu despre ce este vorba. Și iau un exemplu înainte ca să intrăm în celălalt exemplu, în Ioan, la capitolul 1, cu versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă, în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Haideți să vedem cum au ajuns traducătorii români sau traducători români să zică că cuvântul s-a făcut trup când acolo scrie sarx. Și după ce s-a orientat omul ca să pună acolo trup? Ca să vedem acest lucru trebuie să vedem cum se preocrează informația cu identitatea greșită. Noi știm că avem un duh care trăiește din cuvinte, imagini, impresii. Acestea le-am arătat a trecută ca fiind un cub cu diferite cuburi în ele, adică acolo este informația pe care trebuie să o extragem de acolo. Rațiunea trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Dacă am în inima mea minciuna cu care m-am născut, că eu sunt Dumnezeu, atunci evident că îmi voi pune încrederea în experți, în aia care au știul greaca și ebraica. Dacă citiți în lecțiunea din săptămâna aceasta, cât de des folosește autorul cunoștința lui a limbii ebraice. Nu, trebuie să-l crezi, nu? El e teolog. Dacă în limba ebraică așa este, așa trebuie să o iau, chiar dacă eu n-am nicio șansă să verific dacă așa este sau nu, pentru că nu cunosc limba ebraică. Ce credeți, că Dumnezeu a făcut Biblia așa ca să îți trebuiască studii în alte ca să o înțelegi? Trebuie psihologi sau medici care să ne explice situația? Credința trebuie să se bazeze. Ea trebuie să preia o informație pe care am digerat-o. Ce folosesc? Logica, gramatica, probabilitatea sau statisticile și așa mai departe. Și atunci, dacă acestea sunt instrumentele mele de digerare, atunci evident că voi scoate ceva de acolo și tot ce iau în mine. Se va dovedi dacă e corect sau nu. Dacă am viața lui Hristos la bază, care numai prin Duhul Sfânt o pot avea, atunci încrederea mea este în Dumnezeu, adică cercetez să văd dacă informația vine de la El și pentru aceasta îmi trebuie legea lui Dumnezeu și îmi trebuie contextul. Și când atunci iau contextul, voi ajunge la o concluzie corectă. Haideți să vedem încă o dată după lege și după context, ce zice aici versetul 14 când folosește cuvântul sarx. Și cuvântul s-a făcut sarx. Da? Am văzut câte posibilități avem de interpretare. Și acum, indiferent ce a tradus traducătorul aici, dacă știi legea, știi cum să înțelegi corect. Ioan zice că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din el, din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el, adică din cuvânt. Și acum, cine este acest cuvânt? Și că cuvântul s-a făcut trup. Ioan nu descrie nașterea lui Hristos. Nu descrie nici cum Maria și Iosif, adică Maria și Duhul Sfânt, cum o face Matei și Luca. El se referă la o esență, el extrage o esență. Noi știm după lege că Dumnezeu nu poate să devină om. Deci cuvântul, dacă Dumnezeu este cuvântul, nu poate să devină om. Și atunci știm că Hristos, dacă El este cuvântul veșnic cu tata, El poate să devină doar om, adăugând divinității sale omenirea, îmbrăcându-se practic cu omenescul. Și după lege știm că omenescul acela a venit jumate din Maria și jumate din tatăl său. Pentru că, uitați, dacă credem că Iisus Hristos doar trupul l-a luat de la Maria, atunci, ce vom zice cu contextul? Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acum spuneți despre care născut din Tatăl vorbește Ioan. Despre fiul acela care este Dumnezeu veșnic? Sau despre fiul acela care l-au văzut oamenii? Pentru că ce pe cine l-au văzut ei când l-au văzut pe Hristos? Deci, au plin de a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cine a locuit printre ei? Dumnezeirea lui Hristos? Că ea a fost acoperită, că dacă venea ca Dumnezeu, toți mureau în fața sa. Ce a locuit? Ce au văzut ei? Și noi am privit slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din tată. Ioan a despre el când a stricat. El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Da, Iisus Hristos. Divinitatea sa a fost înaintea la noi toți. Dar când El a venit, ca om, El a îmbrăcat omenescul și noi am putut vedea doar omenescul. El este mielul în care duce păcatele lumii. Da, este o combinație 100% Dumnezeu, 100% om. Dar ce-am văzut noi? L-am văzut pe Omul Hristos sau pe Divinul Hristos? Când Iisus Hristos a fost botezat în Iordan și Dumnezeu a deschis cerul și a confesat și a zis acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. El se referea la divinitatea lui Hristos sau la omenescul său. Divinitatea lui nu trebuia să o descopere. El trebuia să arate că acesta este fiul lui. Și în acest fiu, câți oameni sunt incluși? Pe, cât, pe câte vieți a luat Iisus asupra sa? A luat viața lui Adam și în viața lui Adam noi toți suntem noi indivizii aceleași vieți. Deci când zice, acesta e fiul meu prea iubit, ce-o zice mie și ție la fel, pentru că Hristos a devenit omul care a luat asupra sa ființa umană pentru ca să o mântuiască. Mergem în Romani, la capitolul 8. Sunt două texte care sunt foarte mult discutate mereu și mereu de teologi și numai un teolog discută, vreau să zic așa, pentru că pentru ei lucrurile sunt foarte complicate pentru că ei folosesc logică, gramatică, probabilitate, eu știu anotimp, timp, ei sunt experți. Dar nu știu despre ce este vorba. Să știți, ca să înțelegi Biblia, îți trebuie înainte o cunoștință despre om. Dacă nu știi ființa umană despre ce este vorba, atunci nu poți nici să știi despre ce este cuvântul. Și fiecare interpretator, fiecare traducător a Bibliei, interpretează în Biblie filozofia care stă la baza înțelegerii sale a planului de mântuire a problemei umane. Și dacă ai nu-i cunoscută, dacă eu nu știu marea pictură a, a planului de mântuire, atunci nu știu nici, nu știu nici să explic în ce context lucrurile sunt spuse. Iată, citesc Roman 8, 3 și 4. Căci lucru cu neputință înțelege întrucât firea pământească, Sarx, o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, Sarc, trimitând din pricina păcatului pe însăși fiul său într-o Sarx asemănătoare cu a păcatului, firea sănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, sarx, ci după îndemnurile Duhului. Acum, dacă luăm ideea teologică, care este o confuzie, înseamnă că aici trebuie să punem, și asta traducătorul traduce, fire pământească. Dar ce este firea pământească? Altceva decât trupul pământesc. Firea pământească și după zice și fire asemănătoare cu a păcatului. Acum, care este firea asemănătoare cu a păcatului? Că e tot sarx. Sarx asemănător cu păcatul, sarx neputință, sarx în, are în ea păcatul. Despre ce vorbește? Și apoi mai ales în versetul 4, noi care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești. Ce este firea pământească? Unde se -i localizează? Și după îndemnă Duhului. Vedeți, toate acestea sunt până la urmă ceva trupesc. Noi credem că înseamnă firea pământească și fără deci după concepția traducătorului, până la urmă este trupul omului. Că toți cred că păcatul este în trup și Iisus Hristos a venit asemenea trupului nostru. Haideți să vedem dacă luăm legea și aplicăm contextul, atunci Sarx este întreaga persoană și care conține în ea natura păcătoasă. Da, va trebui să facem o deosebire citind când este vorba doar natura păcătoasă și când este vorba de întregul om. Că de trup nu este vorba, zice că și lucrarea cu neputință legii, întrucât omul, având firea păcătoasă, nu mai poate să împlinească legea. Ce ne stopează pe noi să împlinim legea? Este eroarea din noi, că noi credem că suntem Dumnezei. Asta nu ne permite să vedem. De aceea este, ar trebui să scrie aici nu firea pământească, ci firea păcătoasă. Da? Deci firea păcătoasă este păcatul. De aceea de unde iese păcatul. Aceea nu ne dă voie să ținem legea lui Dumnezeu. O făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul. Nu? Deci, dacă din firea păcătoasă iese păcatul, noi trebuie să-l facem că suntem robi acestei fir, cum Pavel a spus în Roman 7, noi trebuie să scăpăm de fire, nu? Zice, a, a osândit păcatul în firea păcătoasă, adică a distrus firea păcătoasă, pentru că dacă distrugi firea păcătoasă, distrugi și păcatul. Trimițând din pricina păcatului, adică din pricina ceea ce iese din firea păcătoasă, pe însăși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a Păcatului. acum. Nu ai putut să scrie o fire asemănătoare pământească. Dar vedeți contradicerea în sine. Deci, Isus vine într-o fire asemănătoare. Spuneți-mi și mie câți s-au născut într-o fire asemănătoare cu păcat, a păcatului. Adică o fire păcătoasă din care iese păcatul. Câți s-au născut cu ea? Toți. Oamenii, după Adam, care a fost creat, și Eva, toți care s-au născut din Adam și Eva, au o fire asemănătoare cu păcatul. Adică sunt și ei traduc aici asemănătoare, în Luther traduce identică cu firea păcătoasă. Deci, vedeți, pentru fiecare este loc să-și interpreteze lucrurile cum vrea el. Dar dacă știm legea și pe om, știm cum a venit Hristos având atât partea adevărul de la tata, cât și minciuna de la Maria, el în el a biruit, a osândit păcatul în Hristos, osândind și drăstrugând firea păcătoasă. Cu ce scop? Ca eu și tu, deci așa. Pentru ca porunca legii să fie împlinită noi. Adică noi dacă vom prelua această nouă viață, care zice este îndemnă Duhului, ce Duh este? E vorba de Duhul Sfânt care aduce viața lui Hristos. E Duhul lui Hristos. Este viața Lui. Dacă vom trăi din viața Lui, vom distruge, nu vom mai trăi după firea păcătoasă care este eu sunt Dumnezeu, și vom fi liberi. Pentru că din aceasta vom putea face adevărul. Vom putea împlini legea. Deci, practic, în Hristos, în Mântuitor, Dumnezeu realizează ceva, ceea ce n-a fi putut să realizeze noi, să distrugă rădăcina păcatului, a distrus-o în Hristos, ca eu acum, prin credință, trăind din Duhul Sfânt să pot să elimin din viața mea nu firea pământească, ci firea păcătoasă, care este ideea că eu sunt Dumnezeu, care nu e localizată în trup, ci este localizată în spirit, pentru că într-un trup nu există păcat. Deci, iubiților, trăim în ultimele faze a acestui pământ și va trebui să dăm acestui, acestor oameni un mesaj pe care noi însăși l-am mâncat, l-am învățat. În cite zile acestea, în Isaia, la capitolul 54, este vorba despre nouă Ierusalim și locuitorii ei. Și să știți acolo în versetul 13, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. În germană vor fi ucenici, adică sunt învățați de Domnul. Eu mă bucur că acum oamenii nu mai pot să meargă la biserică, în sensul că mergând la biserică te bazezi pe ce zice unul, pe ce zice altul. Mă mai facem online toate lucrurile astea, dar Dumnezeu vrea să-și cerne biserica și o face astăzi. Pentru că nu va putea nimeni să intre în acel oraș decât dacă este învățat de Domnul. Dacă El studiază pentru sine și convingerea este de la Duhul Sfânt, de la Cuvânt și de la lege. Nu vom fi uniți într-o instituție acum, în timpul sfârșitului. Instituția nu poate să unească oameni, că am văzut, Dumnezeu a dovedit de-a lungul istoriei că instituțiile nu pot uni nimic, pentru că ai o aceeași instituție, aceeași biserică, ești în aceeași familie și ai teorii diferite contradictorie. Nu există. Unitatea pe care poporul lui Dumnezeu o va avea acum în aceste timpuri va fi în Hristos singur. Pentru că instituția nu poate să unească credința. Nu poate. Și dacă vrem să fim găsiți stând pe picioarele noastre, nu putem să ne bazăm pe ce zice pastorul, pe ce zice ăla, pe ce zice ăla, ce zice oricine ce zice instituția pentru că fiecare care se bazează pe alt om comite păcat mănâncă minciuna și mănâncând minciuna chiar dacă el profesează că este creștin e de fapt fiul lui satana și acum ce vrei să fii? Pentru că informația celuia pe care o crezi, ăla ți este stăpân, ăla ți este furnizor. Doresc să trăiesc din informația divină. De aceea am nevoie întâi de o pocăință internă, zi de zi să știu cine sunt. Legea trebuie să-mi arate Cine sunt? Scriptura trebuie să o citesc cu rugăciune. Dar rugăciunea, fără conținut, e ca și respirația fără oxigen. Și noi cam așa ne rugăm. Rugăciunea este făcută ca să știu cum să extrag, să analizez, să judec, să gândesc. De aceea rugăciunea noastră nu sunt să eu știu ce să-i spun Lui Dumnezeu, ci... Sunt cercetarea cuvântului său. Și cine nu știe acest lucru și nu poate, cine nu-și nu dă silința, va trebui să se încreadă în oameni. O rugăciune goală, fără cuvânt în ea, e ca și o respirație, fără oxigen. Sper să nu uitați acest lucru. Vă rugați degeaba când nu mâncați cuvântul. Împreună, sau la rugăciune, sau prin rugăciune. De aceea, rugăciunea este acea conversație pe care noi zicem, Doamne, explicăm și mie, pentru că trebuie să diger acest lucru și trebuie să o iau pentru ca să te pot reprezenta pe tine în aceste ultimele clipe ale acestui pământ și să-ți fiu un serv și un copil bun, căruia poți să-i spui bine, rob bun și credincios vino în bucuria stăpânului tău. De aceea va trebui cu toții să studiem noi însăși, singur. În Hristos vor fi toți uniți, nu într-un într teolog sau într-o instituție. Dumnezeu să ne dea har ca să ajungem la țintă pe care sper cu toții cu avem. Încă mai avem timp, să știți. Încă mai putem să stăm pe picioarele noastre și să ne debarasăm de tot ce este încredere în oameni. Ce să mâncăm hrana Dumnezeului nostru, care ne va face asemenea Lui. Amin.